Треск социализму. Треск либерализму. Треск социализму. Сус, давай потеря! Ши. Да, Касымцицкий вин, румыни лепестевой! Луац автоматуши. пиф па 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 Ok, vă văd conectați, noroc, bună seara, Andrei Bolocan mă numesc, urmăriți un Lala live La Life în cadrul emisiunii Lumina. Plin de emoții, din vari motive, bineînțeles, am o listă nebune de despre, de despre de, de ce aș vrea să discutăm, vă cred că puteți vedeți. Uitați-vă, uitați-vă, frumusețe peste Eu am vrut să fac un video preînregistrat, când am văzut că să adună prea multe, zic, stai o leacă, Andreiuca, stai o leacă, că copchii nevoie în casă, nu reușești să faci tot asta. Așa că azi o să încercăm într-o transmisiune live Pas cu pas să demonstrăm că Igor Dodon este împotriva lui Igor Dodon. Și această bătălie internă, de fapt, nu demonstrează decât că Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, este o personalitate colorată, bogată, complexă, care trebuie analizată și mm, analizată și discutată din, din, din diverse puncte de vedere, din diverse unghiuri, cu diverse abordări, pentru că omul ăsta e împotriva tot al lui judecând după acțiunile, gesturile, evenimentele la care participă, frazele care ies din gura lui sau poate nu tocmai din gura lui sau frazele care ies din gura lui dar pentru care își scuză Ioan Ceban. Hai să începem să vorbim. Noroc și bună seara, dați-mi de știri care și de pe unde mă salută, care și de prin ce colț a planetei este. Uh, M-aș bucura să știu că geografie, emisiunii Lumina e una, uh, bogată. Oh, Natalbot joined! Noroc, Natalbot! Tu ieși într-o casă cu mine, Ocupă-te de, de treaba acasă, e nata, ocupă-te, tu ai multă altă treabă, nu te uita la live-ul ăsta. Noroc, a tuti, amore de pe tuti, aruncați câte un like sau un share, bineînțeles, dacă sunteți foarte generoși la acest video. Și hai să vă ce s-a întâmplat ieri, duminică. Dar știți ce a fost ieri? Era fost Duminica triumfului Ortodoxiei despre semnificația acestei sărbători și de ce această sărbători în general există puțin mai târziu, dar deocamdată încercați să înregistrați undeva în căpșor această sintagmă. Duminica triumfului ortodoxiei. Asta înseamnă că ceva s-a întâmplat înainte de ca să întâmple sărbătoarea asta, așa încât ortodoxia se triumfeză și am să avem o sărbătoare. Când s-a întâmplat, în și condiția, să aflăm puțin mai târziu. Așadar, Igor Dodon face o postare care va să zică. Hai să vedem și scrie presa, că mergem pe Agora și citim. Igor Dodon. Hai să vă arăt și vouă, să vedeți și voi. Vedeți? Da, să vedeți și voi într-un în, eu o să un cold shore și site-urile pe care o să le citim să fie full screen. Ok, Igor Dodon face următoarea postare. Care au făcut pe oameni să fac screenshot-uri, să împartă cu această postare și zic că Oh my god, ce se întâmplă? Nu m-am așteptat, Igor Dodon, de când misogin, ipocrit, intolerant, niciodată n-am crezut că așa ceva e posibil. Cu prilejul sărbătorii Duminica Triumfului Ortodoxiei am vizitat mănăstirea Sfântul Gheorghe din satul Zloți, raionul Cimișlia. Noi moldovenii suntem un popor ortodox. Bunicii și străbunicii noștri au păstrat și promovat această credință de secole. Și aici, cu roșu, o identificat agora pentru noi următorul text. În prezent se fac încercări de a ne ademeni cu noi învățături false. Cum ar fi liberalismul, toleranța, egalitatea de gen. Am o iarăși. E de partis expert în liberalism, egalitate de gen, toleranță, dar din ce și, și poate să ne permită Google-ul, Wikipedia și alte resurse gratuite și la îndemâna noastră, noi puțin mai târziu să discutăm despre aceste noțiuni. Ceea ce vedem noi e că președintele Republicii Moldova spune pe interneturi, pe pagina lui oficială și așa cum puteți voi să vă convingeți pe profilul lui personal, de ce spun voi? Pentru că el pe mine, pe profilul personal, m-a blocat. Există Igor Dodon, pagina asta populară, că dați să vedeți și voi, iată actor, iacă o asta e. Ato. e ato. Cu, cu 100 de mii de indieni care au dat like, i i Da? Și există profilul lui, care scrie Dodon Igor. Are câțiva mii de followers acolo, puteți să-l vedeți. Eu nu pot să intru acolo. Dar cu ajutorul Natei, de exemplu, eu m-am logat. Nata s-a logat, nu eu, că eu nu știu parola. Și eu am văzut că el și acolo a scris aceeași postare. Și puțin mai târziu o să aflăm că, de fapt, el mai întâi postează profilul personal. Asta vine chiar din gura lui Igor Dodon, această mărturisire. Ca după asta, băieții mei, vorba lui Igor Dodon, să redistribuie pe celelalte platforme. Așadar, ceea ce vedem noi acum pe pagina lui este un text deja redactat. Igor Dodon sau oamenii care administrează pagina sau el, dacă tot el o zis că administrează profilul, o șters aceste rânduri care i-au supărat pe mulți și am unui, noi vedem un text mai mult sau mai puțin prietenos. Ei au fost, a fost ceva cu la o slujbă, au fost soția, copchii, eu grăit cu pochi și cât acolo, cât costă hăinuțele amudi de Lady Gaga. S-au scunchit ceva, da, s-au scunchit, un trebuie a trebuit nu numai la nează, dar și de dimineață. Întrați cu noi în să vedeți ce avem noi, PlayStation 4. Discuții dintre președinte și um, membrii ai um, corpului bisericesc. Așadar, o redactat textul ca să vezi de ce s-a întâmplat asta. Pentru că Ion Ceban, Ion Ceban, om responsabil și suntțit. ați auzit de Ion Ceban? Bineînțeles că voi sunteți oameni răi și credeți rău despre Ion Ceban. Voi credeți că el hamă la televiziuni și, și, îi întrerupe pe interlocutori și nu este atent și face atacuri la persoană. nu e drept. Ion Ceban e om responsabil. Eu uitați-vă cu și Postare a venit el 23 de ori în urmă. În legătură cu postarea de astăzi pe Facebook a președintelui țării, vin cu următoarea precizare. Din păcate, programul încărcat al președintelui, programul încărcat, șepte vacanță pe an, tot fel de plecări în Rusia la prieteni de familie, nu îi permite președintelui de fiecare dată să-și administreze personal pagina de Facebook. Și de această dată, în textul postării, care n-a fost coordonat cu șeful statului, am noi să vedem cum n-a fost coordonat cu șeful statului, s-a stricurat o greșeală, că E ca atunci când timbra și înhalat, dar strecoară și-o leac de dodonă între Știi? E ca s-a strecurat o greșeală care a realizat sentimentele mai multor grupuri distincte din societate. Uh, scuzați, o greșeală regretabilă din, din care cauză am retras teza care a realizat sentimentele mai multor grupuri distincte din societate. Aduc scuzele de rigoare? Aduc. Persoana întâia singular, Ion Ceban, aduce scuzele de rigoare celor care s-au simțit lezați de greșeala regretabilă care s-a strecurat în postare. Haideți împreună să amintim lui Ion Ceban că el reprezintă o instituție. Această instituție se numește Președinție Republicii Moldova. Și în contextul unui stat democratic pe care eu sunt sigur și obțin vreau să cred Ion Ceban, ar, ar vrea să-l să, -l, să -l aibă, adică el ar vrea să trăiască într-un stat democratic. În contextul acestui stat, instituția prezidențială este un, bă, un pilon al democrației și e ca omul își asumă E ca, e ca trage pe lui tătă jina, tătă jina trage pe lui și zice mi scuze eu aduc scuze de rigoare. Eu îl cred, eu îl cred pe Ion, eu, eu chiar am apreciat prostia adâncă în această postare. El aduce scuzele de rigoare, uite că reprezintă președinția și cu ajutorul jurnalistului Vitalie Calugareanu, eu ne-am amintit de o conferință pe care Igor Dodon a făcut-o vara trecut în 2017 la reședința de stat, la Condreța sau cum se mai chem, da? Hai să vedeți și voi împreună. Și declară el începând cu o minutul o oră și 37. Da? El vorbește despre paginile lui de Facebook, pagina de Facebook și uh, profilul lui de Facebook și pagina oficială. Nu, 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 a fost în 2011. Și atunci am se neam da contul -aude. pe Facebook și eu personal îl gestionez. Acel, nu acel care are 62.000 de, de de abonați. Deci cel de 22.000 care e personal, cel de 62.000 de E Dar cel de 22 de eu personal gestionez și eu plasesc personal tot. Yeah! În iulie, da? Sau când a fost asta? În Pe 26 iulie 2017. Considerând că nimic nu s-a schimbat de atunci, luând această afirmație dreptuna veridică, pentru că vine chiar din gura iepurașului, Igor Dodon nou ne spune că el personal gestionează profilul lui personal. Chiar dacă are un program plin, așa cum spune Ion Ceban, chiar dacă trebuie de călcat chiar dacă trebuie acolo de pupat mâna la popă, Igor Dodon reușește să gestioneze un profil personal de Facebook. El asta o declarat în iulie 2017. Amu Ion Ceban a zis că nu întotdeauna reușește. Pe să-l credem? Vrode de colegi de partid, de breaslă, cum asta se mai cheamă. Nu-s prieteni de familie, dar totuși ar trebui să se comunice. Și amu când stai să te gândești, Когда Иончебан устрис, что он адучет скузели, дирегуаре. Да, да? И Иончебан контролирует профиль Ульдодон. Иончебан, и человек из-за линия Ульдодон. Да, йо майо, да, мифереште, а шева. И. Мы кредем, что Додон-и марионета ульдон. Да? Да, аказывается, Додон-и марионета ульдон. Это что? знаешь, это значит, что Чебан и плахотник? Да, но и же, манья времени, я не обнаружил, что плахотник, я карал дримс. pentru că el nu a putut veni la nisporind din motive obiective, înseamnă că ce bani e Carla Wow! Ajutați-mă în comentarii să înțeleg dacă trenul logic e perfect sau nu, sau poate eu am ceva, am scăpat în tătă tot înțelegerea asta a mea. Așadar, hai punct să luăm. Ce bani au adus scuzele de regoare? De regoare. Dodon în video de fapt declară un soi de contrariu, că el controlează profilul lui personal. Hai mă să ne întoarcem la ce și a declarat Dodon, da? Hai să vedem. Noi suntem băieți și fete inteligenți, inteligente și noi putem să ne uităm că aici în postare, la orice postare de Facebook, poți apieși pe aceste trei punctulețe, punctuleț, punctușoare, puncti, punctici, și să, să, să apieși un buton View Edit History. Adesea, când cineva greșește, de exemplu, un loc de Tula scrie un oraș din Croația, Apu, atunci omul se corectează pe, 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 într-o postare pe Facebook și după asta poți să vezi cum a arătat postarea precedentă sau originalul postării. Și noi putem să vedem asta. Și în originalul postării <laughs> în originalul postării s scris asta. Asta nu pare fi a, 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 fi un text scris, știi, pe Facebook așa dintr-o dată. El e tradus și în limba rusă și în română. E un text preparat. Eu, eu sunt sigur că el a trecut prin mai puțin de un singur filtru. Prin mai puțin de o singură pereche de ochi. Cu toate astea, oameni din instituția președintului, oameni din aparatul lui, doamne ferește, nu vreau să-mi imaginez cum arată aparatul lui Dodon, vă rog frumos, nu povestiți copiilor despre așa ceva, oamenii din aparatul lui au văzut asta, inclusiv eu în ce bani aș vrea eu să cred, și au acceptat asta să fie postat, Că după asta să aduc scuze de regoare. Nu, e bine că să cer scuze, dar intenția care îți vede aici, sau e una de a provoca lumea, sau e una în care, ei, Moști prea idiot, hai zidem și așa, știi? Nu-i nu tare cu reteală nu-i și ceva, nu-i tare cu rățel. Așadar, ne întoarcem la postarea aceasta pe care a scris-o Igor Dodon. stai că nu trebuie să închid. Uh, și vedem aici. În prezent se fac încercări de a ne ademini cu noi învățături false, cum ar fi liberalismul, toleranța, egalitate de gen, se fac încercări de a ne impune să credem că credința noastră ortodoxă, valorile noastre familiale sunt niște valori perimate și depășite. Hai să ne întoarcem la noțiunile de liberalism, egalitate de gen, credință ortodoxă. Eu, uh, iarăși, v-am spus la început, pentru cei care s-au conectat primii, nu sunt mari expert, poate sunt dintre voi oameni care sunt experți în drept constituțional, sunt oameni care să să la egalitate de gen, care au făcut studii în domeniul dat. Tare aș vrea să vă alăturați în comentarii, să mă ajutați să construim un soi de platformă pentru citizen science, da? știință de asta, comunitară, de cetățenească, care îți vină din partea voastră. Pentru că eu cred ca aceste noțiuni, ca, precum sunt liberalismul, pentru că el se referă la valori, nu la liberalism ca doctrină numai decât, da? Doctrină politică. Egalitate de gen. Ceva mă face să cred că asta ține chiar de Constituția Republicii Moldova. Ori Constituția asta e, asta e, e ca știi, este președinție, guvernul, um, alte principii de, 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 stat, de drept. Și există Constituția Republicii Moldova, care arată că, dacă ăștia au putut să elaboreze o Constituție, ei știu care-i măd valor, ei știu după ce se conducă. Ei niciodată n-a s-o No! Niciodată că am dunat să devină de 3 ori președinte pentru 5 minute. Niciodată Igor Dodon n-a declarat așa ceva. Dar și voi vreți să spuneți că Dodon a declarat ceva anticonstitucional? Dar ia uitați-vă, hai să întrebăm pe platforma pentru egalitate de gen. Ia uitați-vă și scrie pagina de Facebook acestei platforme. Puteți vă rog să-i dați un like și să urmăriți și voi, că adesea sunt postări tare curioase, sunt scrisori deschise la care adesea nu prea răspunsuri din partea oficialilor. Acază băieța, eu nici nu știem. În articolul 16 a Constituției Republicii Moldova se următorul lucru, sau următoarele lucruri. 1. Respectarea și ocrătirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului. Ia vedeți cum scrie aici. 2. Toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială sau de culoarea halatului sau de când te în apă de bobotează dimineața, la sau sara. să sunt egale în fața legii, ca să vezi. Dar hai să-i amintim lui Igor Dodon o noțiune foarte importantă, poate el și-a uitat despre asta eu, iarăși, nu mă pricep foarte mult la istoria dreptului, la jurisprudență, dar din câte am citit eu, socialismul, ori Igor Dodon este un socialist, noi așa știm, -ne, nu, nu, blini, nu, nu potvirdite, blin, nu, socialist, nu? Socialismul a mers mulți, mulți ani și până mu o mai merge, <gură> mână în mână, umăr la umăr, cu liberalismul, da? Care luptă pentru și, pentru că ca deputatul Țurcan să aibă, de exemplu, numai el ceas de 2000 de euro sau să aibă ceas, dar nu chiar de 2000 de euro atunci când ai salariul de 10.000 de lei, dar poate un ceas o leacă mai ieftin, așa încât și care au pensii de 1200 de lei să aibă și o leacă mai mult decât 1200 de lei sau... socialism asta probabil înseamnă atunci când zina greceană nu cumpără, tăm două apartamente de 150.000 de euro în perioada 2008-2011, știi? Cu salariu de demnitar. Nu e că nu tăm două pentru copii, da? Poate mai puțin de două apartamente, așa încât și las din societate și o leacă, mai egal decât sunt amu, știi? Dar probabil Igor Dodon a uitat despre asta sau oamenii din aparatul lui, iarăși vă rog frumos, să nu închideți ochii, nu vă imaginați cum arată aparatul lui Igor Dodon. Asta tare urât! Oamenii din aparatul lui probabil au considerat că trebuie descris așa prostologii. Și că s-au scris aceste prostologii. Iarăși, noi pornim la drum cu ideea că noi cinstim Constituția Republicii Moldova, așa -i? Noi dar n-am auzit din că că trebuie să ne apucăm să i contrazășim cumva principiile, inscripțiile din Constituție, nu? Noi dar încă nu ne-am apucat de asta. N-am vrut, nu. Așa că noi respectăm și aici scrie în Constituție. Și că nu e curios după tot asta, după ce am văzut că Igor Dodon o împotriva Constituției, ori el este un garant al Constituției, tot el zice despre asta. Tot el zice că el e garant Constituției, că eu chiar, chiar, undeva avem și un video despre asta. Ei, de eu îți văd, că n-am timp, să am timpă, uh, tot Igor Dodon zice că e luptă pentru statalitatea Republicii Moldova, adică el vrea că Republica Moldova să continuă și un stat integru, dar dacă îi distrugi Constituția, îi tai picioarele la taburetca pe care stă așezat satul Republica Moldova. Și ne gândim la noțiunea de socialism despre care v-am vorbit anterior. Igor Dodonulea că încalcă principiul lui politic, de existență politică, da? El a venit pe filiera de stânga. Și uitați-vă și am descoperit-o pe internet puteți și voi să descoperiți Eu pur și simplu ne-am făcut nicio ea notiță. Acazăvăță, da? Acazăvăță. Apropo de socialism. Încă de când a, purit, a, pornit curentul socialist în Europa, ale cărui baze, ale au fost puse de lucrare manifest de Karl Marx și Friedrich Engels, egalitatea a fost cuvântul cheie. Acasă veți, așa scrie internet, eu nu știu să-l cred pe internet sau nu. Și așa am citat foarte frumos la Friedrich Engels, unul din tătișii la tăi ce înseamnă mișcarea de stânga, nepota căruia este amul Igor Dodon. Emanciparea femeii devine posibilă doar atunci când aceasta va putea lua parte la procesul de producție la scară socială și atunci când îndatoririle domestice vor ocupa doar o mică parte din timpul femeii. Ca să vezi Sute de ani în urmă, aproape, socialiștii scriu despre asta și Dodon încalcă tot asta. Măi, dar stai puțin, încă o chestie. Bun, am înțeles, Constituția e jos. Dodon e împotriva Constituției. Dodon e împotriva socialismului. Am înțeles, da. Dodon se declară creștin ortodox. Ce spune Biblia despre egalitate? A? E ca cum credeți voi? Ați căutat vreodată? Eu vă recomand să căutați pentru că eu am făcut această treabă pentru voi și am găsit creștinismul și egalitatea. În timpul serviciului său pământesc, Iisus Hristos a observat intoleranță la tot pasul. Judei și samaritenii se urau cu înverșunare. Versetul 4 din Ioan, rândul 9. Femeile erau considerate inferioare bărbaților și tratate în consecințe. Versetul 7 din Ioan, rândul 49. Iisus Hristos s-a remarcat însă prin atitudinea sa complet diferită. Omul acesta îi primește cu căldură pe păcătoși și îi mănâncă cu ei a spus Luca în versetul 15 și rândul 2. Iisus era bun, răbdător și tolerant, deoarece El venise nu ca să-i judece pe oameni, ci ca să-i vindece din punct de vedere spiritual. Iubirea a fost principala forță motivațională. Doamna Galina, domnul Igor, la Buicani să aude, poate cineva care urmărește acest live la Buicani. Dați de știri, transmiteți lui Dodon Igor în profilul lui ăsta, privat, nu pe pagină, dar în profilul lui privat. Transmiteți-i, vă rog frumos, să se unească la acest live, poate să audă sau și să pe internet și au spus Iisuse Hristoase despre egalitate de gen. Că e ca versetul 3, rândul 17 din Ioan. Nu cum așa e posibil? Igor Dodon împotriva lui Igor Dodon? Igor Dodon împotriva Constituției? Igor Dodon împotriva socialismului? Igor Dodon împotriva creștinismului? El care a zis ca să apere valoarea asta? Dar el și a promis! dați să mai o lecție de de apă Credeți-mă că e nevoie de niște electroliți. Așadar, mă credeți sau nu, dar eu cred tare, în, în, cu putere eu cred în trenul gândului meu și chiar cred că Igor Dodon este o persoană complexă. Eu nu știu dacă asta e necesar să se cheamă uh, bipolar, bipolaritate, cum, 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 cum zic psihoterapeuții, dar... Asta demonstrează că el întrunește două calități conflictuale între și noi. Mulți dintre noi avem asta și ar trebui să ne recunoaștem unul altuia. Mulți dintre noi avem demoni. Eu, de exemplu, sunt campion la leni, eu sunt super leniș. Și eu, dacă ne asum asta, dacă eu ne recunosc asta, eu pot să conștientizez acest problemă la mine și să încep să lupt cu dânsa. Lupt cu dânsa. Adesea îți defocusat, cu greu mă concentrez la, la treaba, la lucruri care trebuie să-l fac. Și dacă nu realizez asta și dacă refuz cred că eu sunt așa, a eu și mai neproductiv. Panimaș? Și că Igor Dodon e un om care în aparență, în aparență, este un apărător a creștinismului, a statalității, dar când colo, prin acțiunile lui, prin ce și face el, el demonstrează că el e împotriva acelui Igor Dodon pe care Мулт вот так. Фарти мулт мулцлав... Не так ли? Правда? Нет, правда ли? Многие же проголосовали. Даже здесь в Монреале, в городе Монреаль, Квебек, Канада, проголосовали 300 с чем-то человек. Э, пентру Игорь Дадон, блин. А? Ну, потому что Игорь Дадон сказал, будет моя Санду, будет разбой. И правильно. Нету моя Санду, нету разбой. Теперь все, держаем Айбине. Я-то драч приятен. Хай ему... Соревнованный субъект, Карлам, поменит антериор, Ce s-a pomenit de fapt în postarea lui Igor Dodon? Hai să vedeți și voi dacă ați uitat deja. Cu prilejul sărbătorii Duminica Triumfului Ortodoxiei. Deci ieri s-a sărbătorit Triumful Ortodoxiei. Este așa o sărbătoare. Prima duminică din postul mare, dacă nu greșesc, da? Și am căutat pe despre această sărbătoare. Hai să vă arăt și vouă, dacă nu aveți timp. Uitați să scrie aici. Ei, stai, e multă reclamă pe site-ul ăsta. Duminica Ortodoxiei. Ia, poate păi, să așa dacă fac mai mare. Prima din postul Sfintelor Paște a fost institu instituită de Sinodul de la Constantinopol, anul, anul 843, ca sărbătoare ce sublinează biruința dreptei credințe, ortodoxiei, asupra iconoclasmului și, în general, asupra tuturor ereziilor. Iconoclasma asta, din câte am înțeles eu, atunci când luptă împotriva icoanelor, erau foarte mulți oameni care ziceau, nu, nu vă închinați la icoane, că în epoca bizantină își puteți picteze fresc și nu știți, chipuri de Iisus și Hristos, nu vă închinați aici, că asta e, e idolatrizare, nu trebuie, trebuie de închis ochii și de imaginat Dumnezeu undeva acolo sus, în noi, alături. Um, și asta se consideră o victorie, cum să ar zice, asupra, asupra ierezilor. Și interesant chestia asta, sinodul de la Constantinopol, da? Eu nu știu, poate noi suntem o mai tinerei și nu ținem minte această sărbătoare din 843, dar încercați să întrebați de părinți, de bunei, poate ei își amintesc care e originea. Cum să sărbători asta înainte, pe vremuri, să în drum... Să, cum să sărbători triumful ortodoxiei Pentru că e ca do Domnul amintit de această sărbătoare Și-ar trebui și noi să știm Și apropo de sărbători Vinerea trecut, știu că mulți erau preocupați De prestația lui Țuțu în Parlament Dar, dragii mei, nu trebuie să uitați că mai există și alți uh, deputați În contextul sărbătorilor din Republica Moldova Așa multitudinea acestor sărbători Vreau să vă dau la desert O lecțică de video Din Parlament, din această vineri. Uh, S-au aprins o lecție Spiritele cu ocazia sărbătorii 23 februarie din zașitnic Teci, sau nu știu ce. Și vreau să urmărim două minute. Două minute de colaj realizat de um, TV8. Ca poate încă o dată să înțelegeți ce înseamnă funcție electivă, ce înseamnă om ales.

Slavne, e legendarne. Domnul Gimp probabil vrea și dumnealui în calitate de fost ostaș în armata sovietică, la fel să ne spune da, frumos. Eu v-am zis că este stand uper Eu v-am zis că Candu e stand up Uitați-vă și eu mă răfășe Soldat din această armată este Dodon și cu Redman. Voi cu rușii, noi cu țara noastră. Oricum, o străiță în România mare. Vreți vă, nu vreți, dar așa este. O, oh, cu ritmurile în care tu, domnule Gimpu, dumneavoastră, domnule Gimpu, ne aduci în România mare, da, străim acolo. Ne-a trimis rudele apropiate, părinții, bunei de câteva ore în Siberie, de gheață, așa că haideți, vă rog, și nu mai sărbătoriți rușinea Мы э, особое внимание уделяли ветеранам Великой Отечественной войны. В том числе и ветераны румынской армии. От а имени фракции социалистов в парламенте я поздравляю всех мужчин с этим мужским праздником. Тех, кто служил и тех, кто не служил. Doamna Hrenova, ia vașe păzdravlenie pe numai. Doamna <laughs> ah. Mironic, lăsați această zi neagră și nu mai pomeniți domnul. lăsați unia sovietică cu murit de mult și trăiți cu Republica asta care o să mizerii și sărăcie. Felicitări, vă rog frumos, poftiți. <laughs> Este Stimați colegi, să de fapt, în procedur e... Domnul Apostol, da. să în procedura felicitărilor. Dacă da, da, felicitări. Să ceva nou, da. Hai. Băi, real, la, ceva cu ăsta rupe la sarcasm. Uite la Candu deja a doua remarcă sarcastic pe care o face. Maladeț! Să faceți o leacă ciocul mai mic acolo. Când te-ai mâinile plin de sânge. Asta a fost dur, domnul apostol. Asta ați depășit uh, regulile de felicitări. a fost la amenințări și asta deja este destul de urât. Și la acest capitol chiar ar, am să vă fac și avertisment. 10.000 de lei pe lună, ei, 10.000 de lei pe lună, lucrează două, uneori chiar mai puțini zile pe săptămână, uneori fac parte din comisii parlamentare, uneori nu fac, uneori lipsesc, Uniori, nu lipsesc la comisii parlamentare și nimeni, apropo, nu îi pedepsește dacă lipsesc la, la ședințele comisiilor parlamentare. Aici sunt deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Zotia, dumneavoastră nu ați făcut armata, nici în armata sovietică, nu aveți dreptul la fericitări. A treia glumă, a treia glumă în două minute. Și încearcă să spună Zotia, domnule președinte, lăsați-mă să vorbesc un minut. Nu-i de voi Dragi colegi, dragi colegi, dragi colegi, dragi colegi. Dragi colegi. Dragi colegi, dragi colegi, dragi colegi <coughs> Jesus Christ, cum ar fi spus Galina Dodon este Parlamentul Republicii Moldova, asta apropo de sărbători Dar întorcându-ne la Dodon și la frumoasa asta conjunctură care se întâmplă Cam multe lucruri, începând cu 2016 și Apărarea statalității, apărarea mâinecea creștinismului Hai să mergem o lecuțică, într-o scurtă excursie în Gagauzia. Acolo unde deja, de câteva, unde deja de câteva săptămâni, ca urmare a semnăturilor simbolice de unire a unor sate, unor localități de Republica Moldova, ca urmare a acestor semnături, a acestor petiții, acte absolut invalide uh, și doar simbolice, în Gagauzia se vorbește foarte mult despre ce și -a pomenit și Dodon în cadrul unui interviu. Despre războiul civil. Unirea ar însemna război civil, dragii mei. Da, Dodon a declarat asta. Deputații din Gagauzia, hai să vă arăt și vouă, deputații din Gagauzia, da, e acolo au deputați, apropo. Gagauzia agit spiritele, vor să declare 2018 anul ocupării Basarabiei de către România. Voi vă dați să mă leacă de cosmosul, de amvergură la tot asta. Și eu am spus, asta, asta e, eu, eu, sunt de acord, eu nu o odată am pomenit, românii au venit peste noi, românii ne-au furat nouă limba, românii ne-au furat nouă femeile. Uite, Irina Rimeș a plecat, cânt acolo, da? Nicoleta nu, că au plecat când acolo. ne a furat cei mai buni, avem noi, limba, femeile, covarile, untul ne-au furat. Și nu vor să ne doarcă înapoi. Și noi acum trebuie să protestăm. Dar surprinzător pentru mine și probabil pentru mulți dintre voi a fost că în apărarea Găgăuziei, care noi credem așa, destul de doar socialiste, a venit și un deputat democrat, Cornel Dudnic. Corneliu Dudnic este un deputat originar din Găgăuzie. Un...

из тех, кто возьмет свой автомат и пойдет стоять на защиту Гагаузской автономии. Я буду первым из тех, кто возьмет свой автомат и пойдет стоять на защиту Гагаузской автономии. Аша, да, да, хай, инко, да, как сын залез. Не, Ни, не тарим плащ, когда не спи YouTube, что вы рекомендуете, что вы используете функцию аста. Uh, Дать ла спид, на дряпта, ла, 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 ла 0,5. И тарим файн, когда ты сварит, что вы, как ищете душ, Да. Окей, еще опять же, ты вышла спидла, Зерошинчич. Это Refine. Мультифразы, да, откапы, ты кто-то алция. А седасал с култемпик, Корнял. Что если когда-нибудь этот проект в унере объединится, я буду первым из тех, кто возьмет свой автомат и пойдет стоять на защиту Гагаузской Корнел, Корнял, у нас ТЕМ-4. Цены автомата и автомата. Давай я совсем раньше спустил. Я буду первым из тех, кто возьмет свой автомат. И он целик это figure of speech, по телебаруса, а сейчас пронунцы лукурли. А я ну, кто возьмет автомат, да кто возьмет свой автомат. Это означает, что депутат Корнел Дудник аре автомат. Пиф, паф, ну и даже он ски спортив, пух, 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 пух. Дикарь, дикарь, ты тем да? Да, он автомат. Ммм. curios. Ei, din câte și obțin am înțeles, Vitalie Gămurari, purtătorul de cuvânt, știți, oamenii ăștia care poartă cuvinte în schimbare, purtătorul de cuvânt a Partidului Democrat, o zis că o să ne răzberim mâinii marți, mâine are loc încă o ședință tradițională Partidului Democrat și a să răzberească acolo și fel de automat are dudnic, și vrea să apere, și ne-l atacă pe dânsul. Eu un lucru înțeleg clar din asta, să și obțin gândul mă duci clar la un lucru, dacă în 2016 știrea anului era că 30.000 de sirieni vin în Republica Moldova și satul Sadova s-a și a apărat țara în apoi în 2018 știrea anului ar putea fi, eu încă nu zic, eu poate mă dau cuiva motivii de a scrie ceva sau poate inspir deja pe cineva, dar în 2018 ar putea fi în Republica Moldova urmează să vină 30.000 de români 30 de atenție, asta adevărat, 30 de mii români, se duce în găgăuzia, aceste români se duce, și aceste români iau și îi pună de baterie că toți găgăuzia localnicii, închid ochii și spun așa, acum toți cânte ala bala portocală. Și iată acest coșmar să fie în țară, dacă noi n să svoi automat în mână și n să apărăm. Dacă acest proiect unire abedinită, cum zici, Cornel Dudnic. Dragii mei, noi am mai făcut asta cu anumiți deputați în Republica Moldova, cu un, unul deocamdată, cu Eugen Nichiforciuc, și să nu ne acuzați cumva de, de cherry picking, știi, că ni tare mult de Partidul Democrat, dar și să faci dacă ia când cu unul o strălușit de acolo. Eu vreau vouă să vă recomand un lucru. Hai să deschidem Facebook-ul. Mulți, dacă mă privesc de pe telefon, puteți după asta să reveniți la live să faceți. E ca dați-vă Intrăm pe Facebook, da? Și scriem așa, Cornel Dudnic. Cornel Dudnic încă nu e așa de faimos ca Igor Dodon. El are, nu are pagina, are doar profil personal. Și scrie el la ai lov Gagauzia. Mm, maleț. Bun, bun. să timeline pic. Anyway, Cornel Dudnic, e el, member of parliament, Parlamentul Republicii Moldova, să nu, nu credeți că e vreun fake sau ceva, are mulți druși și așa mai departe. Eu nu-s drucu cu dânsul, poate unii dintre voi sunteți druși cu dânsul, că văd că am druși comunii aici. Vă rog frumos, scrieți în messages. Poate să-i vină nu ca mesaj direct, dacă message request. că hai împreună acum să formulăm un mesaj. Da deci, să facem așa ca să vedeți și voi și mesajul noi formulăm. A, dar voi nu ați să vedeți în jos. Uh, pa, 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 pam, pa pam. Stai, cum de făcut asta? Ei, nu, că așa vedeți mesajele mele. E ca așa, dar cum să fac voi să vedeți? De deci ce nu ne arată ecranul, voi să mesajul? Mmm. scuzați de moi! a, ia că cum spade -fac de făcut asta, scuzați. Scuzați, 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 e că așa, e așa, așa se vede, așadar. așa dar. Când aveți timp, îl cătați pe Cornel Dudnic, inspirați din ceea ce am auzit astăzi, inspirați din spiritul lui viteaz de apărător al țării, haideți să-i scrim următorul lucru. Noi nu-l cunoaștem personal, așa că din respect nici măcar nu ne salutăm. Cornel, dragă Cornel, să vă mai sus, Cornel, dragă Cornel, te rog, ia automatul în mina și apara țara de rominile acestea, care vin peste noi. Așa, punct, 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 punct. Tu ai grija, ai grija și pune ceva falga pe cap să nu fie bă, radiație. Și aici, te pup! Și vă de vedeți dacă e sin message înseamnă că omul a deschis message request. Deocamdată nu. Hai încă o dată, hai, post scriptum. Te pup! Să nu întrebări. Post scriptum 2. Uh, și spate descris încă. Vii să mă vezi la spectacol în România? Te rog! Pa, pa, Gata! Am scris. Vă recomand și vouă să faceți la fel. Noi suntem cetățenii Republicii Moldova. Noi avem acest drept să comunicăm, să să șerim responsabilitate, accountability de la deputații Republicii Moldova, așa că de fiecare dată când aveți timp, găsiți câte un deputat, câte un demnitar pe Facebook-uri și transmiteți-le câte un mesaj. Nu numai decât și de dragoste, cum am făcut eu cu te pupuri, dar transmiteți câte un mesaj. Sper că v-a fost util acest sfat, dragii mei. Acum, la final, mulțumim lui Igor Dodon pentru inspirație și mare grijă. Dacă se mai întâmplă să vedeți asemenea cazuri în care un om, un politician declară una, dar de face alta, hai să batem alarma, că nu i bine. Noi, și noi nu o facem din răutate, noi o facem pentru că noi vrem instituția prezidențială să reprezinte, să fie un garant al statalității, da? să reprezinte Moldo Republica Moldova, să apere Constituția Republic Republicii Moldova. Așa că de fiecare dată când vedeți o asemenea încălcare, bateți și voi alarma, dați, dați cumva să, să ne... Dastučia sa, donibies, taip, sa, lai scream shelor, mesažas, sa, jungi šladems, šladems, uh, šitie du aliantai ale noastre. Parke, leim, parke, leim, parke, leim, parke, leim, 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 leim Sau atunci când scrie aduc scuzele, așa scrie președinție, eu reprezint eu. Și eu stau în spatele președinției și eu scar la dreams, adică la hotniu eu. Iaca. Uh, despre consilier Găgăuza în tax, foarte bine. ți so. mai, Măi, toți subiectele nici n-au uitat, foarte frumos. Iar vouă, pe ultima sută de metri, vă reamintesc că vă aștept în România, dragi prieteni. Sau dacă n-aveți cale în România, dar aveți un prieten căruia ați vrea să-i recomandați să aibă o seară de vis, Recomandația să meargă în unul din cele patru orașe, eu vin la București, vin la Cluj, vin la Iași, vin la Timișoara și asta nu e în aceeași tet. e pirând. da. Și biletele se găsesc pe interneturi. Ei, apropo, dar știți ce ușor se găsesc biletele pe interneturi? uitați-vă, eu de vă să vă e uitați e ca, hai să intrăm așa, hops, e ca, scrie așa, bilet, nu, și băi, bichet, biletmaster.ro, Biletmaster e actel, biletmaster.ro, eu am uitat pe site-ul ăsta. Între pe bilet master știți, operă, muzică, dans, copii, festival. Da, alea că mai în jos și aici cine? Andrei Bolocan live! Nu poate fi în România! Producătorul emisiunii Lumina Andrei Bolocan vine în România. Hai să-l vedem live în cadrul turneului Deja e mai bine. Turneul cuprinde patru orașe și are drept scop promovarea râsului cu gura și a gândului cu creierul. Wow! Tare ne asta, Andrei! Dragii mei, biletele se vând ca pâinea, nu chiar caldă, dar se vând. Nu vă uitați ce la Costel. Costel nu amuzant. Andrian Bolocancan, asta amuzant și ne revedem la spectacolele deja e mai bine din România. Pentru cei care au fost deja și m-au văzut în Padova, Bruxelles, în Chișinău sau chiar Paris, puteți să nu veniți că și în mare parte e aceleași glume. Să fie glume despre merge, merge, un bărbat pe drum să închede de banană și cade jos și, și alte glume de gen. Iată. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă reamintesc că emisiunea Lumina este susținută în totalitate de patronii emisiunii Lumina care lunar financiar susțin acest jis nemaipomenit al meu cu contribuții de la 50 de cenți până la mult mai mult, până la sume pe care eu nici nu visam să le primesc lunar de la oameni individuali pe care am ajuns să-i cunosc în când în când sau să-i cuprind, să le mulțumesc fizic foarte rar în viața mea.

Либерализм, треск либерализму, Треск статализму. Сус, давай потеря. Ши, да косымцитский вин, румыни лепестевой! Луац автоматуши. Пиф па 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 пиф па 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 па